Bine ai venit la Mărine, lasă cu Instagram-ul. Bine te-am găsit. Am concluzionat-o, dar am zis să bem o cupă de un par de șampanie, de vin, de ce să, să dispară COVID-ul, mă. Da, mă, să dispară. Să dispară. Vorbim și de COVID, vorbim de ce vrei, Mata. Ce faci, cum ești? Sunt bine, mulțumesc Dumnezeu, Doamne, chiar bine, bine de tot. Am trecut, într-adevăr, dacă ești de COVID, am trecut așa prin el, dar... N-ai vorbit cu nicăieri de COVID. De nimic, decât am dat la eu observator. Eu te-am sunat, cred că toată lumea te-a sunat. Mii de oameni, te rog să mă crezi. Mii de oameni m-au sunat. Și l-ai prins pe COVID, l-ai bătut? Da, mă, l-am prins repede. Auzi, tot ai pomenit de băiatul meu, nu? Da. Păi dacă nu mă duceam eu la... când ce-a deschis Chirhanaua, nu-l luam. Păi de acolo... Acolo l-am luat, de acolo. Acolo. La mare. La mare. Deci m-am dus la deschiderea oficială, multă lume acolo, eu m-am protejat. Vagabondul a fost. N-a fost. Iar a scăpat, mă. Da, mă. Cât am filmat în vara asta, pe unde am fost noi, când a fost lume multă în jurul nostru, el a filmat la Te Cunosc de undeva. S-a șutit și s-a șutit acolo. Acum că și-a deschis Chirhana, eu am fost acolo în locul lui, am luat COVID-ul, de acolo l-am luat. De la un pahar de șat. Ai băut șatul? Am băut, da, hai să beau și eu șat cu băieții. Nu-ți bine, mata, șprițul. Uite, șprițul ăsta. Eu scuros tabietul. Da. Eu știam exact ce bea neamărie. Hai să le spun la prietenii tăi. M-a așteptat Pepino, cum mi-aștept și eu prieteni adevărați, cu cașcaval, cu măslinuțe, păi, cu șpriț. Eu știu de la neamărin, am învățat niște lucruri de la neamărin. Da. Niciodată nu bei un șpriț, da, până nu ciugulești puțin și iei puțin cașcaval. Și și am învățat de la Victor Parvârmă, cel mai mare om care l-am avut în suflet și l-am și acum, critic de teatru, fostul soț al lui Carmen Tănase. Asta m-a învățat. Băi, când bei un șpriț, să ai un cașcaval lângă tine. Da. Și îți mulțumesc că m-ai primit. Cu drag, eu am ținut minte pentru că eu sunt foarte atent la detalii. Da, da. Și dacă ne-am văzut de atâtea ori și dacă s-a întâmplat să mai vedem și câte ajuns de gând. Da. Să știți că neamărin nu bea cu multă lume și nu se întinde la vrăjeală cu lumea. Așa. Vă zic eu. Asta la modul cel mai serios. Eu l-am cunoscut bine de tot pe neamărin și sunt sigur că o să fiți curioși să aflați și cum ne-am cunoscut. O să vă povestească el mai târziu. Am vrut doar să vi-l arăt că e mai tânăr ca niciodată, mai puternic, mai sănătos, așa cum știți. Și a alergat și COVID-ul cu noi. Și acum, după COVID, am mai multă energie. Jur, n-am stare. Vorbesc serios de la tratamentul ăla. Nu am stare. Câtă energie am eu? Nu am stare. Ești extraterestru. Da, așa a zis, da. Ești extraterestru. Păi da. Dar zi-mi cum a fost pe spital, cum ai aflat cu COVID-ul? Dacă tot suntem la COVID. Păi dacă suntem la COVID, hai să-ți spun așa. Deci noi am filmat o lună și vreo jumătate prin toată țara, numai prin munți. Și la un moment dat am hotărât să filmăm și la mare. Toți s-au discutat acolo, echipa, să începem la Corb. A, nu, că o să fie lume. Evitați să... zonele aglomerate. Da, hai să mergem la Techirghiol. Și ne-am dus la Techirghiol. La Techirghiol, la Nămol. Dacă am ajuns la Nămol, eu cu umărul, da, umărul meu, bă, zic, hai să fac o săptămână de tratament aici. Cu soția. Mi-a mărit care m-a sunat pe mine să mă întrebe, auzi, Pepinu, tu când ai avut problema cu umărul, că am o problemă și la stângul și la dreptul. Unul a fost rupt, altul am avut o tendinită, o ciudățenie, nu m-am mișcat mâna două luni și am fost la în emisiune și am muncit doar cu o mână, că nu puteam cu cealaltă. Sigur, eu munceam și pentru tine atunci. Țin minte. Și am zis, bă, dacă toți sunt aici, hai să fac o săptămână de tratament. În ultimele două zile de tratament a venit un producător, dar nostru, da, zice, hai să mergem pe la Vama Veche, să mâncăm, să bem un șpriț. M-am dus cu masca, am dat jos masca, am mâncat, am băut, am pus masca, am plecat. Hai să mergem. Mă sună băiatul meu, Liviu Vârciu. Tădică, sună dacă ești tot la Techirghiol acolo. Zici că l-ai făcut la șpriță, da, mă, dar... Zice, eu nu pot să... Erai spart de viață când l-ai făcut. Da, eu nu pot să ajung la Năvodar, că deschid acolo o Chirhana cu Teo, cu prietenul meu. Nu te duci acolo să vină lumea mult. Trebuia să fiu și eu. Da, și... Eu trebuia să cânt. Vorbesc serios? Băi, știi? Da. Prima dată ne-a pus să venim să cântăm și n-a putut să o deschidă cu o săptămână înainte. Am mai avut o deschidere cu o săptămână înainte. Și trebuia să mă uit eu să cânt. Și pe urmă, că săptămâna viitoare, de zic, bă, boss, am cântare, nu știu unde eram. Eram plecat din București, de zic, bă, frate, aha, la Family Fest aveam. Aveam Family Fest în ziua în care am făcut Family Fest. Dacă vrei, îți dau și data când ai fost. Te cred. Păi știu eu. Dacă patru, cred că pe întâi, pe întâi, undeva. Pune lumânarea aia, tu rog, pe ăla, pe fest. Ce, ne deranjează? Lasă-mă, că avem pace. Păi da, am aprins-o ultima și de-aia. Nu contează, las-o aici. Auzi, mă, și... Și te-ai dus la... Ne-am dus acolo, am stat la masă, am băut, toată lumea, ne-am salutat cu pumnul de la distanță, sau nu știu ce, cu tare.
a venit Gianni Chiriță cu nu știu câți acolo, ne-am așezat la masă. Eu am stat cu soția mea la masă și cu prietenul ăsta al meu. La un moment dat, la plecare, nu vrei să bei un șat cu noi? Și nu zic, nu beau, mă, nu beau. Era tava cu... Am văzut poze și pe Facebook, da, pe Instagram. Și am luat, am băut șat. Da, nu m-am gândit eu la asta. După ei, trei, nu se știe, poate, după trei zile, la șatul ăla, da? Acolo e. Zici? După trei zile, deja am început să-mi filmările, ia uite-mă pe mine în somn, așa, frisoane. Nevastă mi-a zice, bă, ce e cu tine până arzi? Avea termometru. Mi-a pus termometru 38,7. Bă, zice, nu e bine. Ia un paracetamol. Am luat paracetamol, am dormit. A doua zi dimineața n-am avut nimic. Peste tot îți lua termometru, îți lua temperatura pe unde mergeai. 35,6, 36, nimic. Am început filmările, îl văd pe prietenul ăsta al meu. A, unul din echipă. Unul din echipă. Știu de care, zi, care roșu așa, nu știu ce zice. El oricum roșu cu bandă pe ăla. Eu nu prea m-am simțit bine, zice, nici ieri, nici azi noapte. Bine, eu mi-am văzut de treaba mea. Și am început filmările marți și miercuri noaptea, la ora 1 noaptea, mă sună el, ce faci, vrei? Dormeam, ce trebuie să fac la 1 noapte? Mă, tare, nu știai că e COVID. Zice, sunt testat deja, sunt pozitiv. S-a simțit rău, s-a simțit rău. Bă, zic, nu pot să cred, Cătăline, faci, ce, hai că te sun eu, iar. Mi-a închis, am sunat-o direct pe producătoarea generală, ia zi, e o glumă, și zice, nu, e adevărat. Mamă, nu mai mi-ar da de nimic. Ce să mai... Știind și că ai avut temperatură cu 2 zile înainte. Nu doresc la dușmanilor mei, cred, să treacă până ce am trecut eu din clipa aia. Când știi că omul care tu ai stat 4-5 zile tot timpul cu el, gata, am zis, gata, cred că l-am și eu. Plus că ai avut temperatura aia. Am venit la București. Da, până la București trebuie să spun asta. Te zim, zim tot. Hai că să spun. Deci, eu, cinstit cum mă știi tu, dimineața la prima oră m-am dus direct la asistenta de la sanator, unde eram acolo. Da. La Techer, la Techer, da. Ai stat la sanator? Da. A te internat acolo, tu să-ți dai până moale. Da. Și m-am dus și i-am spus, doamne, uitați. Ce bătrân ești, bre. I-am spus, doamne, uitați care treabă. Un coleg de-al meu a fost testat și e pozitiv. Tu dulce, tu serios. Și ce mi-a zis, mergeți în cameră, toate hăinuțele într-o jumătate de oră, vă strângeți și gata. Afară! Acum, atenție, mi-a strâns toate hainele. Foarte elegant, afară! Bă, nu, mi-a strâns toate hainele. A venit, ne-a îmbrăcat în niște costume de alea de cosmonauți. Serios? Vorbesc serios. Ne-a dezinfectat, am ieșit pe o scară. La albă așa cu... Da, tot. Pe scară de incendiu, aia, la mașină și am plecat. E, pepino, din clipa asta. Unde te duci? Am început. Acasă nu mă duc. Cum să te duci cu costumul ăla pe tine undeva? Lasă costumul. Că fuge lumea de tine. L-am scos costumul după mine. Dar cum să mă duc eu? Unde să mă duc? Să vin acasă? La copii? La nepoți? Da, niciun caz. Da. Și auzi tu, uite mă în giratorul ăla la Constanța, în loc să o iau spre București, am luat-o spre Tulci. Mă trăgea ața acolo unde m-am infectat, adică către Năvodari. Și mergând pe drumul ăla, păi nu știam ce să fac, să trag pe dreapta să... Și mă sună prietenul ăsta al meu, Nea Marine. Hai la București, merg și eu merg la spital să mă internez, hai să te testezi. Am venit, m-am testat aici la Băneasa, mi-a luat cameră la un hotel și mi-a zis că în două zile am răspuns. Dimineața la 6, m-am testat azi la 14 și dimineața la 6 am primit răspuns. Și eu și soția pozitiv. Au. Ce te faci când ai pozitiv și unde te duci? Cum faci? Știi cum? În 10 minute am fost așa în tot toată lumea asta, cu gândul, ce fac? Și a zis, mă duc la spital. Și m-am dus la spital, la Matei Balș. Când am ajuns acolo, primul om care m-a văzut, Nea Marine, l-ai luat? L-am luat! Nea Marine, și bata alea, da. M-am așezat, stați aici, 2 metri, 3 metri distanță între ăla. Și auzi, zice, lumea vorbea acolo, zice, a murit... neurologul, care deci acolo avea 60 de ani și a venit în urmă cu 10 zile, tot așa pe picioarele lui, m-a speriat pe film. M-a speriat de nu știam de capul meu. Că n-ai cum. Hai, repede, ne-a luat tare. Că moare Vasile Dândeal, mai zici ce mai zici, dacă moare Dita mai medicul, care a venit pe picioarele lui și era fâșnet. Până acolo am fost neamari, din clipa aia, puișor de găină m-am făcut, auzi, și zice, trebuie să vă internați. Păi și cât o să stăm? Păi zice, două zile, să faci toate analizele. Două zile? Da, dar zice, avem loc pentru dumneavoastră, pentru soție nu avem loc.
Ori amândoi, ori niciun. Normal. I-a găsit și loc și la soție. Soția într-un pavilion, într-un pavilion. Pepino. Am avut câteva fracțiune de secundă când am zis, bă, dacă eu nu mai ies de aici, sau dacă soția, sau dacă împreună, rămânem și gata, s-a terminat. Mă, ce ai, m-am speriat. Și cu ocazia asta le spun la toți prietenii noștri să se ferească, să aibă grijă, să poarte mască, pentru că nu e de joacă. Eu am fost acolo, te-am sunat, da, te-am sunat, da, tu m-ai sunat, da. Știi că ți-am zis, bă, trebuie să mă izolez după asta. Da, 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 nu vrei da, să știi că după ce am ieșit din spital, m-am dus și m-am izolat. 10 zile am stat la niște prieteni la Predeluț. M-am izolat într-o pensiune și am stat acolo 10 zile. De ce ai băgat-o pe mâine? Da, m-am speriat. Să știi, cred că am rămas cu frică și cu multă energie. Energia care aveam înainte e da, mic. Te-ai simțit rău după aia? Nu. Sunt curios. Nu. Cât făceam tratamentul, adică... în timp ce făceam tratamentul, într-adevăr simțeam. După ce îmi făceam injecția... Simțeai ceva așa special? Da, simțeam, mă ardea fața... Era o senzație de... pe care n-ai mai întâlnit-o. Exact, da. Am simțit asta. Da, băi, nu doresc la nimeni să stea în spital. Să știi că lângă tine sunt aia care au deja mascat oxigen. Am avut cu Andrei Ștefănescu, care și el a... A avut. A avut, da, a fost asimptomatic. La asimptomatic, ăla n-a simțit nimic. Și când îl sunam și vorbeam cu el și cu Marcel Pavel la fel, dar Marcel Pavel a fost bolnav. El a avut. Și l-am sunat pe Ștefănescu, de exemplu. Da. Bă, Andrei, cum ești? Ai nevoie de ceva? Bă, avea o voce? Bă, zice că e leșină. Pepiță, da, e băie nasol. Bă, da, ce simți? A, nimic. Da. El n-avea nimic, dar avea psihicul da, dărâmat când era acolo. S-a speriat. Cu Marcel. La fel. Frățiu, că și eu am vorbit cu el, da. Care fel? Mi-a zis, am scupat sânge. Da, mă, da, a fost nasol el că a avut... Eu dacă nu eram cu soția în spital și în aceeași camera cu doi, eu plecam din spital. Nu mai puteam să stau. Mă mir cum ai rezistat să... Nu vrei să văd că n-ai voie să ieși de acolo, nu? Știu. Am rugat doctorii, să asistentele, vă rog frumos, lăsați-mă pe holul ăla. 44 de pași încolo, 44 înapoi. Am numărat plăcuțele alea, nu vrei să știi cum a fost. Grav. Da.